Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Zurve discutăm astăzi despre mărturisitor pentru Hristos în temnițele comuniste, despre Părintele Constantin Galeriu. Invitatul nostru este Părintele Dr. Adrian Cazacu, de la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril Hotarele Episcopia Giurgiului. Prea cu ce, Părinte Adrian, bine ați revenit la Cuvânt pentru Bine Zurve. V-am regăsit! Părinte Adrian, am ales personalitatea luminoasă a Părintelui Galeriu, un nume ce nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru noi românii. Și cu toate acestea sunt o sumedenie de lucruri, dacă ne-am apleca asupra vieții Părintelui Constantin Galeriu, pe care noi nu le cunoaștem despre dânsul. A fost și este pentru preacucenicia voastră recent o preocupare personalitatea Părintelui Galeriu. Vă rog, spuneți-ne, cum a început Părintele Galeriu să devină? Am început emisiunea asta și ne-am gândit la tema asta cumva cu teamă, pentru că nefiindu-i ucenici nici dumneavoastră, nici eu... Dar având șansa să-l fi văzut... Dar având șansa și să-l fi văzut și să-l fi ascultat... În viață. Pare cumva nedrept, domnule, să vină cei care au fost ucenici. M-am gândit apoi că nu. E adevărat, dâns și pot să spună mult mai multe decât noi. Dar putem să spunem un lucru și trebuie să-l subliniem foarte pregnant. Părintele Galeriu și personalitatea lui și felul lui de a fi a fost important și marcant pentru toți din generația noastră și de după aceea. Toți cei care am făcut pașii imediat după 89, conștienți fiind, am început cu Părintele Galeriu și într-un fel sau altul, fiecare dintre noi ne-am început și școlile și creșterea aceasta în biserică cu Părintele Galeriu. Bucureștii sunt impregnați de Părintele Galeriu. Pe mine mă frapează totuși un lucru, că deși suntem toți într-un fel sau altul legați de persoana și de personalitatea dumnealui, oarecum l-am uitat. Am uitat că suntem cumva galerieni în zilele acestea. Poate că nu am uitat pe deplin, Părinte Adrian, dar ce am uitat? Spuneți că am uitat. Ce s-a uitat? S-a uitat în primul și în primul rând. Părintele Galeriu merită mult mai mult decât facem noi astăzi pentru dânsul. Am avut ocazia să-i lecturez o parte dintre predici, pe unele le-am găsit prin revistele bisericești, pe altele sunt editate, slavă Domnului, dar nu toate. Nu există, spre exemplu, un volum care să cuprindă toate predicile Părintelui. De prin anii 60, cam așa. O ediție critică. O ediție critică. Așa, există studii, într-adevăr, sunt ucenici de-ai dânsului care au scris despre... Și nici o arhivă audio-video care să cuprindă... Completă cu toate. Există o bună parte și familia are acces la ea. Există apoi editarea admirabilă a celor 22 de predici, modele omiletice, tâlcuiri la texte mari, postfațată de domnul Sorin Dumitrescu, care este admirabilă. Există cele 10 predici de Părintele Galeriu la 10 ani de la trecerea dânsului la Domnul, prefațată de Părintele Profesor Vasile Gordon. Există editări de ale conferințelor dumnealui, dar un volum mare care să pună împreună toată lucrarea aceasta încă nu există. E un proiect mare și un proiect greu și cred cu tărie că e mai mult decât simpla truda editorului editorial, de text. Desigur, da. E o muncă duhovnicească teribilă, pentru că Părintele n-a grăit doar de la el, a grăit cumva cu ceea ce i-a dat Duhul Sfânt să grăiască. Și de aceea cuvântul Părintelui până astăzi este inegalabil, nu doar ca frumusețe, ci și ca profunzime. Ce înseamnă acest lucru, Părinte Adrian? Avea o metodă aparte, un stil, cum să ne-l aducem aminte sau cum să-l cunoaștem cei care nu l-am cunoscut până acum? Slavă Domnului, există imagini. Există imagini cu Părintele Galeriu. Ca să înțelegem amvergura personalității lui, mai ales din ultimii ani,
trebuie să înțelegem parcursul vieții lui. Cumva pare un parcurs comun, dar există la un moment dat în viața Sfinției sale momente esențiale care l-au marcat decisiv ulterior. Se naște la finalul primului război mondial, în județul Bacău, într-un sătuc de acolo de Rezeș, și satul se va numi Rezeș, Răcătău Rezeș se va numi, se naște pe 21 noiembrie, zi de praznic, zi de mare sărbătoare. Are un curs firesc al lucrurilor pentru orice fiu de țăran înstrăit, de Rezeș înstrăit. Urmează cursurile seminarului Sfântul Gheorghe de la Roman, vine apoi la Facultatea de Teologie din București în perioada aceea deosebită, interbelică. Încă nu ne-am dumirit pe deplin ce înseamnă acest interbelic, dar înseamnă întru totul. Este creșterea culturală, spirituală, economică, cum vreți să-i spuneți, cea mai coerentă, cursivă a neamului ăstuia. Trăim pe moștenirea interbelicului astăzi. Mai trăim. Trăim pe moștenirea jertfei în închisorile comuniste ale celor care l-au mărturisit pe Hristos și pe care, iată, Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește, îi comemorează în acest an. Și trăim și din moștenirea vrednicului de pomenire, Patriarh Justinian. Așa este. Iarăși, personalitate decisivă pentru Părintele Galeriu. Ajuns la București, Părintele Galeriu îl cunoaște printre toți ceilalți mari profesori și se apropie de Nichifor Crainic, poetul, teologul, ministrul, martirul, mărturisitorul din închisorile comuniste. Își dă licența cu el, o temă, hai să spunem, ne la locul ei, nu era foarte cunoscută în epoca aceea. Nichifor Crainic ținea cursul de mistică. Părintele Galeriu ține și redactează teza de licență despre îndumnezeirea omului. Grea temă, dificilă și pentru acea vreme cu totul și cu totul puțin abordată. Îl urmează pe Nichifor Crainic în multe. Nichifor Crainic, ca student, a fost cântăreț la Biserica Zlătari, la Sfântul Ciprian Zlătari. Părintele Galeriu a urmat după dânsul. A avut șansa să-l aibă povățuitor, îndrumător și naș de căsătorie pe Toma Chiricuță, părintele Toma Chiricuță, mare predicator. Mare predicator și un om cunoscut la vremea aceea în întreg Bucureștiul. Preoția lui a fost cumva din start ridicată la un anumit nivel. A fost hirotonit în 41, diacon la o zi, după aceea preot, și hirotonit pe seama unui cătun, practic, din comuna Poenarii Burchi, din județul Prahova, 90 de familii. Cei care au crescut acolo, eu am crescut în zonă și știu cum este. Pe cât de frumos este primăvara și vara, pe atât de deprimant și de trist și de stresant este totul de când începe toamna. Pe lângă Poenarii Burchii trece Ialomița, sapă tot timpul, sapă în malurile acelea. Totul se surpă, totul e noroios, totul e cenușiu. Sunt dealurile acelea care n-arată deloc bine. Și cu toate acestea, numai 6 ani, Părintele sfințește și o biserică. Sfințește și biserica acolo și... Adică o aduce nu la... Nu e doar vorba starea de sfințire. La vremea aceea nu prea făceai lucrurile astea așa, fără ajutorul sătenilor. Nici astăzi. Nici astăzi. Vă dați seama, asta chiar e performanță. Să faci o biserică, să o consolidezi, să o înfrumusețezi, să o repictezi, să o sfințești cu ajutorul a 90 de familii. E un lucru extraordinar. Nu putea să rămână acolo pentru că și predica și slujbele lui erau cu totul și deosebite. Astfel că este mutat la Ploiești, la Sfântul Vasile. Apropo de asta, la Sfântul Vasile nu mai există decât o placă mică, în care se amintește că a fost Părintele Galeriu acolo și acum e adevărat, sunt preoții care slujesc acolo și care promovează, încep să promoveze, dar multă vreme nu s-a știut. Nu s-a știut. Ce se întâmplă la Ploiești, Părinte Adrian Cazacu, din punctul de vedere al ca ploieștean teme, vorbesc acum, da, că al sunt, mărturisirii sunt pentru Hristos în temițele comuniste. Părintele Galeriu a fost totdeauna atipic.
marea problemă a celor de atunci a fost aceasta. Nu slujbele în sine erau o problemă, cât predica. Predica, cateheză, ora de religie, toate astea nu trebuia să mai existe. Trebuia să dispară. E, Părintele Galeriu a făcut total pe dos. Total pe dos. Și atunci a intrat în atenția organelor de securitate, a fost într-o primă fază arestat prin 49, i s-a adus acuza că ar fi tăinuit, nu ar fi spus despre ascunderea unui lider al Partidului Național Liberal. Cu alte cuvinte, n-a fost turnător. Și așa a fost demn până la capăt. Nu a stat foarte mult atunci, a fost eliberat. Apoi, în 52, de adormirea Maicii Domnului, și el și mulți alții au fost arestați, condamnați la 60 de luni. Așa era dată condamnarea, 60 de luni de muncă pentru crime împotriva statului și pentru lucruri de genul acesta. Se adunaseră. Și problema aceasta cu tăinuirea respectivului membru al Partidului Liberal și predicile părintelui și slujbele. Venea multă lume, cei care l-au prins la Sfântul Vasile, cei mai în vârstă, mereu spuneau, domne, era plină biserica și nu veneau doar din Ploiești. Din satele... Veneau de jur, din toate comunele, de jur împrejur. Ploieștiul fiind în maximă dezvoltare la acea vreme, erau rafinăriile, erau toate cele acolo, se deschiseseră, forța de muncă era adusă de prin sate. Și mulți știau de părinte, mergea din autobuz, vorba de la unul la celălalt, băi, te duci la Sfântul Vasile, că acolo e un părinte bun care vorbește. Și toată lumea venea și l-asculta pe Părintele Galeriu. Să faci cateheză atunci, era fenomenal. Părintele Galeriu se adresa direct unui sistem ideologic, politic, comunist, ironizându-l? Ironiile părintelui sunt foarte fine. Nu se păstrează nicio înregistrare, nu știu de vreo înregistrare de atunci. Dar există mărturiile. Există mărturiile și există predicile scrise din acea perioadă, care sunt foarte frumoase, dar uneori... Le-ați citit, ați ajuns la sursă. Inserează cumva ironii și contrabalansări împotriva unei ideologii absolut indigeste, cu totul și cu totul minunate. În 1964, cred că aceea e prima publicată, prima predică, cuvânt de fapt, este o meditație la anul nou. Foarte scurtă, în care... Meditație la omul nou. Părintele pare a fi corect politic. Exista cenzură, nu prea treceau articolele și cu atât mai mult predicile, nu prea treceau ușor de cenzura respectivă. Vorbește despre timp, despre muncă, despre pace, le adaugă pe toate. Dar zice, toate în Hristos. Anul nou înseamnă renaștere, înseamnă om nou, dar om nou în Hristos. Cu propriile lor cuvinte, părintele întoarce, e o întărsătură foarte, foarte fină și foarte rafinată de Condei, prin care totul mută în discuție și în teren creștin. Și așa sunt toate predicile părintelui, cel puțin până în 1989. Știm de fapt că orice astfel de încarcerare nu era doar un episod biografic petrecut cu ușurință, trăit cu ușurință. Cum și-a pus amprenta asupra sa, ce s-a întâmplat acolo, cum a suferit și ce urmează după aceea? Dintr-un interviu luat nepotului dânsului, părintelui Cristian Galeriu, de acolo am aflat și eu, nu-l cunosc personal pe părintele Cristian, dar am văzut înregistrarea respectivă. Și o înțeleg perfect că și știu ce înseamnă bunicul meu, a fost tot deținut politic. Părintele n-a vorbit niciodată despre asta. Nu a vorbit. Au rămas mărturii ale altora despre el. Dar dânsul nu a vorbit. Nu a vorbit și, într-adevăr... De ce, Părinte Adrian? Sunt oameni care ne urmăresc poate acum și nu înțeleg acest lucru. Ceea ce s-a întâmplat acolo este inuman. Nu-și fac ceea ce fac, ce au făcut oamenii semenilor lor, altor oameni, nici animalele nu-și fac unele altora. Să ai normă de 8 metri cubi. Înseamnă un camion și mai bine, din acela mare, 8 metri cub săpați într-o zi cu o sapă și o lopată și un târnăcop, este absurd.
normă. Vai și amar dacă nu-ți făceai norma. 12 ore pe zi. Probabil te mai opreai din când în când să mănânci sau să bei puțin apă. Era inuman. Da, există mărturii despre Părintele Galeriu și cuvântul cheie e bunătatea. Omul acesta a fost bun, așa l-am văzut prima oară. Student fiind în București, în primul an când am venit, existau deja punctele, reperele fixate, băi, trebuie să mergi la biserica cu tare, cu tare, ca să vezi ce se întâmplă. Acolo era Părintele Galeriu. Și am mers și era cumva așa senzațional, că părintele nu venea niciodată singur. Era părintele și în jurul lui era un alai întreg, așa, de lume pestriță, de la cerșetori, oameni cu probleme, tot felul, toate speciile, toată fauna aceasta bucureșteană, era după Părintele Galeriu. Și dânsul lăsa capul așa puțin, nu întâmplător pe partea inimii, își mai mângâia barba extraordinară, da. Tot ce avea prin buzunare dădea. Ia de acolo, ia de acolo, ia de... Ăsta era părintele Galeriu. Și bunătatea aceasta a dânsului, poate că mulți au profitat de ea, dar pentru mulți dintre noi a rămas paradigmatic, a rămas model. Sunt istorioare, sunt povestiri despre părintele plecând de acasă încălțat și întorcându-se descălțat, că a dat pantofii sau ghetele cuiva care n-avea. Același lucru l-a făcut și în timpul închisorii de la canal. Chiar este o mărturie și circulă printre multele. Când se schimbau încălțările și astea, se dădeau de regulă bocanci sau ghete casate de la armată și le dădeau la cei închiși. S-a întâmplat ca părintele să primească o pereche de bocanci mai mult de la vânătorii de munte. Cei care au făcut armata știu cum arată niște bocanci trainici, așa, cu șiret până jos, țapeni buni. Altcineva a primit niște bocanci vai și amar de ideea bătuți de marș, așa, până nu mai rămăsese nimic din talpă. I-a luat el pe arăi și i-a dat celui la pe aceia buni. Câte norme o fi făcut Părintele Galeriu pentru ceilalți, norme în plus, doar Dumnezeu știe și cu siguranță i le-a numărat și le-a răsplătit ca atare. Pentru că truda aceasta a dânsului n-a rămas nerăsplătită încă din timpul vieții. Părinte Adrian, înseamnă că Părintele Galeriu nu a căutat să fie Părintele Galeriu ca atare. Însăși numirea aceasta, numele de botez este Costachi Galeri. Eu n-am accent moldovenesc și nu pot să spun, cu accentul moldovenesc și cu i-ul acela specific sună. Venit în București, Costachi Galeri nu prea sună bine. Tot părintele Cristian Galeriu explica asta și zice, nu sună bine, și atunci a schimbat Constantin Galeriu. N-a căutat niciodată asta și a fost un om de o modestie și de o delicatețe cu totul și cu totul aparte. Dar a rămas în conștiința tuturor, nu ca părintele, profesor, doctor și așa mai departe, Constantin Galeriu, ci ca părintele Galeriu și cărțile dânsului. Ăsta e la autor, nu preot Constantin Galeriu, nu, părintele Galeriu. Așa a rămas, părintele Galeriu. Nu el și-a dat denumirea aceasta, ci oamenii, cei care i-au fost într-un fel sau altul aproape, ei sunt cei care i-au dat această denumire. Și atunci a rămas până astăzi așa. Iar modelul acesta astăzi ne pare cumva rupt așa de ceea ce se întâmplă cu noi acum. Pare din altă lume. Dar lumea aceea a Părintelui Galeriu e de fapt adevărata lume a bisericii în cetate, a bisericii luptătoare și a bisericii misionară în cetate. În 89, Părintele Galeriu a fost primul care a vorbit la un post public de televiziune și a adus mesajul bisericii, mesajul lui Hristos în casele oamenilor. L-am văzut atunci și a rămas așa, că nu știam de unde este. A fost la universitate și Părintele Galeriu și alții. N-a fost singurul preot, au fost mulți alții. Și am cunoscut pe unii dintre ei. Atunci, cu toată blândețea aceea a lui, părintele a avut puterea să zică în vremurile acestea, ori izbândim cu toți, ori murim cu toți.
a simțit că ceea ce se întâmplă atunci în 89 este definitor, e decisiv pentru neamul acesta. Și și-a asumat lucrul ăsta. A dus mesajul bisericii oriunde s-a putut. E adevărat, mulți l-au criticat pentru asta. L-au acuzat de tot felul de lucruri. Că se duce la toate întâlnirile, că unii nu sunt ortodoxi, că vorbește cu toți și primește pe toți. Dar nu o făcea dintr-un interes anume, ci din conștiința importanței dialogului și dintr-o bunătate în care încerca să-i cuprindă pe toți. Nu era greșit, bun, erau de diferite confesiuni, era și părintele acolo. Când spunea un Tatăl nostru, nu mai erau confesiuni, nu mai existau, era un duh. Duhul acela ortodox, autentic. Când vorbea părintele Galeriu, era ca o altă falie, o falie temporală. Era într-o altă lume. Părinte Adrian, cum vorbea și despre ce vorbea, ce vorbea? Care este, mi-ați mărturisit înaintea discuției noastre, ați punctat, ați exprimat o idee pe care nu am mai auzit-o în altă parte și pe care aș vrea să o reluați, dacă se poate, vă rog, ca împărțire a predicii în biserică, în ortodoxie, în ortodoxia românească, cu referire la Părintele Galeriu. Vă rog. În primul rând, Părintele Galeriu, hai să fim puțin plastici și poeți, picta cumva în cuvinte. Nu doar predica la Părintele, toată ființa vorbea. E bine să vizualizăm pe cât se poate cei ce l-au văzut, slavă Domnului. În momentul în care ieșea la predică, ieșea cumva sfios, liniștit, calm, tăcut. Și începea. Vrednici de iubire, dremăritori creștini. Și tonalitatea vocii era cumva suavă, lină. Apoi creștea. Se înflăcăra, vocea dânsului era baritonală, era puternică. Pe lângă cuvânt era gestica. I-am văzut și pe alții făcând, avea un gest al lui, făcea așa, ca și cum ar fi gest de închinare. Dar doar dânsului îi era firesc gestul acela pentru că era trăit. Încerca să exprime dintr-o bogăție a cunoașterii și a trăirii lui duhovnicești niște lucruri astfel încât toți să le înțeleagă. Părintele Galeriu avea capacitatea de asemenea de a capta atenția unui public foarte pestriț. Dificil, pentru că nu erau doar bătrânii din cartier veniți, erau studenți și nu doar de la teologie și de la alte facultăți. Erau oameni de știință, erau oameni de cultură, erau artiști. Ba chiar erau și dintre foștii membri ai nomenclaturii comuniste care se redescoperiseră și redescoperiseră biserica și pe Dumnezeu prin Părintele Galeriu. Era toată România acolo. Era acolo. Iar Părintele, minim 45 de minute, se ducea către o oră, vorbea. Și toată lumea avea de unde să înțeleagă și pentru fiecare era câte un cuvânt. Se oprea de multe ori. Era frig la un moment dat în biserică, era la cateheză și o doamnă prin față se mai tot foia, ia soro, vesta asta i-a dat, vesta de păi, stai și ascultă că nu mai asculți altă dată. Făcea lucrurile astea cu conștiința că timpul, au fost două lucruri pe care părintele cred că au determinat cumva viața lui. A fost bunătatea aceasta și o lipsă acută de timp. Părintele niciodată n-a avut timp pentru că era în permanență asaltat. Și dacă fixai o emisiune cu părintele, și mulți dintre realizatori o spun, dacă fixai o emisiune la ora 10, mai bine o puneai la 9 ca să fii sigur că ajunge la 10. Pentru că se dăruia. Nu se știa. În cele mai ciudate contexte apărea câte cineva care, părinte, nu știu ce problemă, lăsa baltă tot, se ducea, rezolva problema și după aceea venea. Acesta era Părintele Galeriu. Ce a câștigat biserica, Părinte Adrian, de la Părintele Galeriu? Ce a câștigat predica ortodoxă, bisericească? Ce a câștigat România? Biserica nu câștigă. Nu are ce să câștige. Noi, cei din biserică, am câștigat. Părintele Galeriu a fost cel care a readus biserica vie, biserica așa cum este ea, luptătoare, mărturisitoare, plină de bunătate și de înțelegere pentru toți. A readus-o după 89. A mai readus demnitatea bisericii. Printre primii care au adus în discuție problema dialogului dintre
partea științifică dintre cercetare și trăirea duhovnicească a fost părintele Galeriu. Într-un mod unic, nimeni nu l-a mai avut după aceea. S-au purtat și se poartă încă dialoguri pe tema aceasta, știință-religie. Dar era absolut fenomenal cum trecea, nu știu, de la Einstein sau Newton sau alt cercetător. La Laplace, orice referință. Trecea de la aceștia, trecea la Maxim Mărturisitorul sau la Sfântul Grigorie Palama sau la Calist Patriarhul sau autori filocalici, atenție. Iarăși un lucru foarte important. Domnul Sorin Dumitrescu surprinde lucrul acesta și trebuie să o spunem. Două lucruri care sunt fundamentale. E tripticul acesta. Sfântul Maxim, Sfântul Grigorie Palama, Calist Patriarhul. Sunt culmile cumva ale literaturii filocalice. Să vorbești despre literatură filocalică și înainte de 89 și imediat după 89 era un lucru extraordinar. Un singur preot o mai făcea, părintele Stăniloae. Dânsul traducea și cumva predicile părintelui Galeriu trebuie înțelese și ca un jurnal de lectură duhovnicească la traducerile. La filocalie română. La filocalie, dar jurnal trăit, asumat. Să legi un Laplace sau un Einstein sau psihologia și psihanaliza de cercetarea duhovnicească a părinților filocaliei nu e un lucru la îndemână. Părintele Galeriu a făcut lucrul acesta și a redat, a repus înaintea ochilor tuturor celor care aveau dita mai pătura exact. peste ochi, amendat, lumina aceasta a învățăturii bisericii. Lucrul ăsta este fundamental. Apoi a arătat lumii și nouă și oamenilor și mai ales generației tinere de atunci și a celor care nu prea, mă rog, mergem către maturitatea deplină, tragem nădejde acum, că misiunea bisericii nu este reglementată de timp și de spațiu, ci permanentă. Părinte Adrian, îmi pare rău, nu mai avem timp. Vă mulțumesc mult! Cu plăcere! Vă mulțumesc și dumneavoastră! La revedere!